Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Eu sunt Georgian și vă spun bun venit la o nouă lecție de geografie. Haideți să ne amintim care sunt unitățile majore de relief din țara noastră. Munții Carpați, cu cele trei ramuri, Carpații Orientali în est, Carpații Meridionali în sud și Carpații Occidentali în vest. Depresiunea colinară a Transilvaniei, Subcarpații, Podișul Mehedinți, Dealurile de vest, Podișul sau Piemontul Getic, Podișul Moldovei, Podișul Dobrogei, Câmpia Română, Câmpia de vest și Delta Dunării. Cum se numește unitatea majoră de relief înconjurată de inelul carpatic? Cred că v-ați dat seama că este vorba despre depresiunea colinară a Transilvaniei. Depresiunea colinară a Transilvaniei este situată în partea centrală a României, fiind formată predominant din coline. Acestea sunt forme de relief rotunjite, mai joase decât dealurile. În depresiunea colinară a Transilvaniei, înălțimile sunt cuprinse între 400 și 600 de metri în partea centrală și 600-800 de metri în zona de la contactul cu munții Carpați. Principalele cursuri de apă care o traversează sunt Someșul, Mureșul cu afluenții săi Târnava Mică și Târnava Mare și Oltul. În partea centrală de podiș a depresiunii colinare a Transilvaniei, întâlnim lacuri cu apă sărată. Climatul este de deal și podiș, cu temperaturi medii anuale care scad de la 8 grade Celsius în vest la 6 grade Celsius în est. Vegetația naturală este constituită în cea mai mare parte de păduri, de stejar, de fag și gorun. Din depresiunea colinară a Transilvaniei se exploatează gaz metan și sare. În depresiunea colinară a Transilvaniei se cultivă cereale, legume, leguminoase, pom fructifer și viță de vie. De asemenea, aici se cresc efective importante de ovine, caprine, bovine, porcine și păsări. Cele mai importante orașe din depresiunea colinară a Transilvaniei sunt Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, Târgu Mureș, Bistrița și Mediaș. Acum vă propun, dragilor, următoarea sarcină de lucru. Folosind o hartă dintr-un atlas sau o aplicație digitală cu hărți, cum ar fi Google Hertz sau Google Earth, localizați cele mai importante ape curgătoare care traversează depresiunea colinară a Transilvaniei și notați numele a trei localități prin care trece fiecare dintre acestea. Dragilor, atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!